Salut fraților, ce faceți? Eu sunt Spol și bine v-am regăsit la un nou episod de Fortnite. O să vorbim puțin despre acest joc, fiindcă în zilele ce urmează, adică în 60 de ore, o zi, două, cam așa, or să bagi cei de la Epic Games un super fucking mega update. Fraților, o să adauge Season 7 și o să fie cel mai mare sezon de până acum. Adică până acum a fost chestii, să zicem, micuțe, dar update-urile care o să vină o să fie mai mari decât astea, o să fie uriașe, pot să zic. Și da, frate, o să vină și ninsoarea. Da, fraților, și cum ziceam, cred că o să se adauge și zăpada, de ora ce vine iarna, nu? Era o furtună, uite aia de acolo. Aia tot se apropie și cred că o să înceapă să ningă. Uite cum ninge aici la Viking. Fiindcă na, vine iarna, vine sărbătorile și cred că multe skin-uri o să fie cu ceva. Ar fi interesant să fie ceva cu Moș Crăciun. Cum ar fi? Ar fi super. Ok, și Battle Pass-ul o să fie super interesant. Deoarece o să se adauge chestii super noi, o să adauge update-uri gigante. Ok, de să luăm asta. Eu zic că o să fie super interesant toată tărășenia asta. Da, deci de asta se zice că o să fie cel mai gigantic update de până acum și o să se adauge numai chestii super wow. Da, fraților, și nu vreau să vă spun prea multe acest update, fiindcă o să vă zic pe live-ul de diseară. Da, chiar o să facem un live diseară. Și acolo o să... Și acolo o să vă zic mai multe despre acest update, ce știu eu, ce crede lumea că o să adauge în acest joc. Bă, fraților, cred că o să fie super super șmecher acest sezon. Eu de-abia aștept să vedem ce se întâmplă în următorul sezon cu adevărat, deoarece astea sunt niște bănuieli ale tuturor. Nu este chiar bătut în cuie, dar are logică tot ce se spune. Are foarte mare logică. Deci da, veniți pe... pe live să vedeți ce se întâmplă, fraților. Să vă mai povestesc câte ceva despre acest update. Și da. Opa, așa, uite un player așa aici.
Ce faci, mă? Ce faci, mă? Mă! A coborât ăsta un pic, că... Te-a înginit. Eu am slurp, tu ce ai? Asta mă așteaptă în zona acum. Opa, așa, tăticu. Avea grenade lancer, hai că luăm așa. Ok, și avem de pedalat. Hai să luăm și gloanțele astea, să mergem. O groază de gloanțe avem, mă, nebunule. O groază de gloanțe avem. Bă, foarte bun shotgun-ul ăsta, i-a dat o groază de damage. Dar numai că nu știu să trag cu el, numai, nu sunt obișnuit. Ce stai, la miniuri? Really? Am uitat să-mi dau miniurile alea. Da, nu-i băi. Bă, avem ceva de mers, trebuie să trecem de tilted-ul ăsta. E cam nasol cu tilted-ul. Poate trecem așa ușor neobservați, poate nu e nimeni pe aici, poate a fugit cineva, poate a fugit în zonă băieții. Hai că vine și zona, super. Ok, iuț, ok, iuț. Bă, dar noi n-avem materiale deloc. This is problemă. Mai suntem încă 20 de playeri. Opa, așa, foarte bine. Am pus în reluare aia acolo. Da, nu-i bai. Cred. Nu! Hai de viața mea, unde a fost? Bă, era pitulat aici. Serios? Hai de frate, când nu te cred. Bine, bă, bine. Haide, pleacă, pleacă frate, că vine zona, ia uite la el. Stă și să uite, hai că te-ai făcut cu legendare, hai. Hai, pleacă de aici, hai du-te. Du-te așa, a, tu vrei, a, tu vrei să fugi, opa, opa așa. Stai așa, că nu, nu așa, opa, a. Te-ai panicat, construim acum mult. Măcar știi cum trebuie. Da, zona ai uitat, vezi? Dar uite că nu uită. Păi de ce ne-ai făcut frate de asta prima dată? Mamă, ești disperat așa. Olele. Ok, fraților, și cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonașul de like, că mă ajută extrem de mult. Și nu uitați că ne mă găsiți pe live. Pe seara așa, pe la 4-5, cam așa, în jur de ora asta. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați să apăsați și voi butonașele de like, subscribe și nu uitați să dați un share.
Eu am fost Colt și ne vedem la următorul episod. Pa, pa!